Salut și bine ai venit la Comunicare în Germană cu Gerhard Sen, Gerhard Orban, expert în comunicare din Hamburg, Germania. Continuăm seria noastră Combinații bune cu care te înveți cum să ai o stilistică mai potrivită pentru o limba germană. Ce înseamnă o stilistică bună? Similar cum ar fi cu hainele tale, nu contează doar câte haine ai, dar în ce măsură le poți combina adecvat. La fel, mulți cred că ar trebui să înveți o sumedenie de cuvinte prin diferite aplicații, dar neglijează cum să le combini în maniera frumoasă. O mică reclamă înainte. Cursul meu, Secretele Poligloților, te învață cum să economisești sute de euro și ani de zile de timp irosit și să înveți o limbă străină mai repede și mai competent, fiindcă pentru mulți dintre noi timpul contează. Vrem să ne angajăm undeva și dacă stăm 3-4 ani și ne jucăm cu diferite aplicații sau manuale, noi pierdem salariul în timpul respectiv. Deci, îți garantez, dacă aplici măcar 2-3 din trucurile respective, o să obții acest obiectiv. Linkul e sub videoul acesta și cursul e aproape gratuit, $12. Atât. Problema e doar că se acceptă prin paper. Bine, luăm cuvântul Mitspielen și aici deschidem o paranteză foarte largă. Sunt multe verbe cu prefixul mit și mit înseamnă cu și mulți cred că toate verbele care includ mit înseamnă a face ceva împreună cu cineva. E parțial corect. Da. Este o diferență în a spune wir fahren zusammen, adică noi mergem împreună cu mașina sau wir spielen zusammen și ich fahre mit oder ich spiele mit. Deci, mit sau zusammen presupune că noi inițiem împreună ceva. Adică noi împreună începem să ne jucăm împreună, planificăm și să mergem împreună. Sau poate mergem împreună cu autocarul, cu taxiul. Dar verbele cu mit de obicei presupun că noi participăm la ceva. Adică ceva deja era în curs de derulare. Sau curs de derulare sau asta. Deja era inițiat sau era deja planificat. În cazul cu verbul spielen, situația probabilă este că cineva deja se joacă, niște copii trebuie să joacă și vine copilul nou și întreabă, darf ich mitspielen? Pot să mă joc și eu. Pot să particip. Analog cu verbul fahren, asta înseamnă că dacă eu întreb, kann ich bei euch mitfahren? Kann ich mitfahren? Se presupune că voi sau tu deja planificai să te duci după un concert cu mașina ta, cu transportul și eu întreb dacă pot să mă alătur și eu. Dacă aș întreba fahren wir zusammen, atunci asta ar însemna că noi împreună planificăm cum să ne ducem. După asta vine discuție cu mașina mea, cu mașina ta, cu troleul, etc. Ok. Deci, câteva comentarii aici la verbul mitspielen, poate fi sich am Spiel anderer beteiligen, darf ich bei euch mitspielen? Wenn der Große ließ den Kleinen nicht mitspielen, hat ich gerade Fratele Mare, Pot viel, im Barsch figurativ, das Wetter hat nicht mitgespielt, hat ich gerade Vremea, so Timpo, na, Barsch, hat ich gerade nur fast, nur na, so Sinut, hat ich gerade fast Timpo, ja, es war schlechtes Wetter. Da poate fi și într-un film, adică wer hat mitgespielt, in welchem film hat sie mitgespielt, hat bei Hamlet mitgespielt, sau la un joc, sau la match, kann wegen seiner Verletzung nicht mitspielen, nu poate participa. Bine, deci încurajez să studiez anume verbele care sunt prefixul mit și să faci un contrast între a face ceva împreună, wir spielen zusammen, versus eu particip la o activitate deja în derulare. Mitspielen, mitsingen, mitschreiben, mitarbeiten.